Ева. Ne-am adunat, dragii noștri, astăzi pentru încă o activitate, cum suntem noi obișnuiți, zilele școlii, ediția a 8-a. După cum ne-am obișnuit, să știți că avem și musafiri. Avem elevi de la școala gimnazială Sascut și elevi de la școala gimnazială Huruiești, coordonați de către doamnele Sandu Ionela, Gârmacea Ioan, Simona, Ferenț Ioan, Carmen Cernat de la Huruiești și însoțiți de către doamna Dumitru Maria. Bine ați venit și vă invităm alături de noi aici, dragii noștri, ca să evităm cumva întârzierea microbuzului la Sascut. O să le dăm voie elevilor de la Sascut să ne arate ce știu ei mai bine și mai apoi o să continuăm cu celelalte activități. Mulțumim!
Aplauze, vă rog, că merită colegii noștri. Și aveți aici câte o adeverință, o să-i dau doamnei Maria, să poate vă folosește la bursă.
Mareci, doamna Carmen Cernat, care este aici alături de noi de fiecare dată, și dragilor de ei. Bine că ați mâncat, dragii mei, de ați putut să dăm față. Felicitări! Doamna, aveți o diplomă din partea școlii și vă mai așteptăm și altă dată. Da? Se pregătește de la Măgura.
Acum o să cânte, spre surprinderea tuturor colegilor mei și a tuturor care suntem aici, avem un solist în școală de care nu am știut până seară. Ori dacă l-am descoperit, nu putem să lăsăm nevalorificat. Drept urmare, domnul părinte, profesor, doctorand și cum o mai fi dumnealui, Liviu, să aveți spor acolo între fete. Da, stimați profesori, eu n-am venit pregătit pentru a cânta astăzi, dar se spune că trebuie să faci ascultare în biserică pe de-o parte, iar față de șefii tăi nu poți să spui nu. De aceea vă rog să cântăm împreună un cântec numit Constantine, Constantine, da? Constantine, Constantine, mă mir și mă uit la tine. Ziua, noaptea, prin pădure, prin rouă, vai de tine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, udă-i cămașa așa pe tine. Și voi! La 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 la. Ia cămașa și mi-o sală, să pun de tănuioară, s-o suci în sân diseară. Și pentru atâta lucru, mărioară, mărioară, nu se mai putrezi trupul. La 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 la. Va urma, va fi tot timpul și așa că pregătiți-vă repertor, nu așa cu ce găsim pe moment. Dumitrița, succes! Thank you.
sunt doi băi bani. Oi, șede banii la noapte. Șoiță să pali litoate, măi veniți în bătișor. Și-am rămas cu toalele, Vadim. Iară tu cu mândrine, măi, Vadim. Măi, și-am rămas cu toalele. Tu, Vadim, cu mândrine, măi. Iar duminica și vine, măi, măi. Măi, gătim pădiți, ghini, măi, măi. Iar duminica și vine, măi. Noi și coale nu știu bani, tot în brațe să mă strângi bani. Măi ochiși noi și coale nu știu bani, tot în brațe să mă strângi măi bani. Biserica bătrâne.
pentru o să-ți scrie haine lumii, să găsești și lista scurte pe-ți lumini mă bune, când e mai împreună, muzica frumos îmi sună. Chiuieți cântați și-o cați, sufletul e la bucurați și pe Domnul lăudați mă. Un pom de deal, numai tu, numai tu, numai tu. Tu ai fi veșnicul meu ram, numai tu, numai tu, numai tu. Dacă aș fi oriunde, numai tu, numai tu, numai tu. Tu ai fi aripa mea, numai tu, numai tu, numai tu. Hai cu mine, draga mea, până la apus de soare, să-mi dai o figura ta, să ne audă lumea mare, să ne audă dragostea, să ne audă stele luna. Azi acum cu mine totdeauna, sunt al tău, sunt al tău și ești a mea. Zică lumea ce ne-ar zice, două flori alătura, în ce mie două spice, sunt al tău și ești a mea, cea mai luminoasă lume stea. La-la-la-la-la, 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 la-la-la-la-la. Numai tu, numai tu, numai tu. Dacă-ți lacrimă sau cânt, numai tu, numai tu, numai tu. Dacă-ți lace pune tu, numai tu, numai tu, numai tu. Sau lumina care apun, numai tu, numai tu, numai tu. Hai cu mine, draga mea, până la apus de soare,
mare, să-mi dai o figura ta, să ne audă lumea mare, să ne audă dragostea, să ne audă stele luna, azi acum cu mine totdeauna. Sunt al tău și ești a mea, zică lumea ce ne-ar zice, două flori alăturea, încă mie două spice. Sunt al tău și ești a mea, cea mai luminoasă lume stea. Să-mi dai o figura ta, să ne audă lumea mare, să ne audă dragostea, să ne audă stele luna, azi acum cu mine totdeauna. Sunt al tău și ești a mea, zică lumea ce ne-ar zice, două flori alăturea, încă mie două spice. Sunt al tău și ești a mea, cea mai luminoasă lume stea. Care ne fac nouă plăcere în fiecare an. Aș dori să-i mulțumesc în primul rând domnului primar pentru sprijin echip. De fiecare dată am făcut echipă și anul acesta același lucru s-a întâmplat în domnul primar și totodată aveți o diplomă din partea școlii pentru organizator. Poate domnul primar vrea să ne spună ceva, poate ne mai promite ceva, eu știu, îi dăm ocazia acum. Da, mulțumesc, mulțumesc tare mult și pentru diplomă și pentru faptul că ne răsfățați așa cu astfel de evenimente deosebite organizate de școala noastră, de cadre didactice împreună cu copiii noștri dragi și frumoși. Și frumoși. Anul acesta, ca și anul trecut, suntem în colaborare cu școala Huruiești, nu? Și s-a scut comune vecine acolo. Și dumneavoastră ați fost la Sascut? Cred că ați fost, nu, doamna director? Într-un schimb, da. Este un schimb de experiență, ca să spun așa. Copiii au ocazia să socializeze, să schimbe păreri, idei și chiar și dumneavoastră cadrele didactice care însoțiți. Și ce să vă mai spun, vă felicit din suflet pentru tot ceea ce faceți, pentru copiii noștri și pentru școala Emil Brăiescu din Comuna Măgura, doamnă director, împreună cu cadrele didactice. Profit de ocazie să și salut, în primul rând, ar fi trebuit să salut prezența conducerea inspectoratului școlar la acest eveniment al nostru. Se rămâna și bine ați venit. N-am fost la începutul la deschidere a domnului inspector Iorga, a domnului inspector. Și să vă și mulțumesc pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat în derularea celor două proiecte pe infrastructură școlară, renovarea școlii din satul Crihan, care nu s-ar fi putut derula fără sprijinul dumneavoastră, trebuie să spun, și grădiniță cu trei grupe aici în curtea școlii. Lucrările sunt demarate, a mers un pic mai greu pentru că vremea nu ne-a permis, dar e de mătaie. Vă mulțumim de suflet pentru sprijin și vă mai așteptăm cu drag la noi la Măgura, când mai organizează doamna director astfel de evenimente deosebite. Vă mulțumesc și mult, mult succes în continuare. Vă mulțumesc. Mulțumesc și pentru diplomă. Sărut mare. Mulțumim, domnului primar. Și acum îmi revine mie rândul să mulțumesc domnilor inspectori de la Inspectoratul Școlar Bacău. Într-adevăr, surpriză plăcută, pentru că tot managementul e alături de noi, domnul inspector general și domnul Vrânceanu și doamna Sturzu și Doamne ajută la mai mulți de aici încolo.
Vă mulțumim și totodată aveți o diplomă din partea noastră și mulțumim pentru sprijinul necondiționat pentru școala Mădura. Domnul inspector teritorial Iorga Gheorghe. Doamna inspector teritorial Franz Mihaela. Doamna inspector Sturz Dudana. Doamna Cosmina Diaconu. Am pierdut-o. Am găsit-o. Domnul Ion Munteanu. Ionuț îi spunem noi. Lilian Brânceanu. Și domnul consilier Talal Hamad. Mulțumim pentru participare la zilele școlii. Înainte de a încheia aceste activități, aș vrea să mulțumesc din suflet colegilor mei de la școala gimnazială Emil Brăescu Măgura, tuturor invitaților și mai ales copiilor care, ca de fiecare dată, sunt la înălțime. Mulțumesc și o să vă spun de pe acum vacanță plăcută, chiar dacă mai avem o săptămână. La revedere! Mulțumesc pentru diplomă. Dați-mi voi. Mulțumesc pentru diplomă. Să știți că nu sunt eu singurul care această diplomă aparține tuturor colegilor de la Consiliul Local. Vă rog să pentru că fără sprijinul lor și a domnului primar, știți foarte bine că n-am zbătut și am din sărăcia noastră și am făcut tot ce ne stăm putință ca să... Nu, da.